Băi, m-am născut fără păcat, dar în viața ta, pe parcursul acestor ani, a ajuns să te bucuri de o minciună și din această viață ai rupt un pic din ea. Și nu mai poți să o pui înapoi. Dacă după ce ai mințit, ai ajuns să mai completezi ceva ce nu e al tău și a ajuns așa. După ce a ajuns așa, ai ajuns ca să-ți dai cuvântul și să nu te ții de el. Și ajungi așa. Îți dai cuvântul și după ce ți-ai dat cuvântul, încerci să promiți, încerci să te dai peste cap și nu mai poți să ieși. Ai intrat într-o mocirlă mai mare ca tine și ajungi așa. Ai ajuns așa, merge mai departe, ai ajuns ca să minți pe cel de lângă tine, soțul tău, ani de zile și poate el nu mai este în viață, numai tu știi ce ai. Și în seara aceasta spune Scriptura, câtă vreme am tăcut mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, pentru că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și în seara aceasta ieși la biserică și viața ta se poate schimba. Pentru că dacă rămâi cu cele din ce le-am anunțat mai înainte, nu poți să pleci în împărăția cerului. N-ai nicio șansă să ajungi. Și ajungi așa. Ai ajuns să nu mai vii la biserică. Ai ajuns ca să ignori programul de duminică. Ai ajuns ca să nu mai ai nicio treabă cu Dumnezeu decât din anii în Paști. Și viața ta. Și viața ta se mai rupe ceva din ea. Și ajungi așa. Dar în seara aceasta poți să iei o decizie, oricine ai fi, și să rupi pătrățica asta, nu ne-a rupt așa de bine, dar poți să rupi așa și să rămâi la crucea lui Hristos. Cu toate cele ce le-ai rupt în seara aceasta, poți să rămâi la crucea lui Hristos. Oprește-te la cruce și rămâi la ea. Pentru că acolo scade povara, acolo poți să-i spui lui toată problema ta. Suntem aici în seara aceasta să te ajutăm. Dacă este cineva care are lucruri care îl apasă de ani de zile, fratele Răzvan, fratele David, fratele Marian, eu și alți frați, care vreți dumneavoastră, sunt aici în echipa de slujire, care nu vă cunosc niciodată, poți să te mărturisești, să-i spui, îl tragi deoparte, să-i spui, vreau să mă mărturisesc, am ceva care mă apasă. M-am predat de atâtea ori și tot mă văd vinovat. Pentru că viața ta n-a ajuns ca la cruce. Ai rupt doar câteva părți, dar n-ai ajuns la cruce. Poți să ajungi la cruce în seara aceasta.